Salutare și bine v-am găsit! Veneția este unul din cele mai frumoase și mai cunoscute orașe ale Italiei. De asemenea, Veneția este considerat și unul dintre cele mai romantice orașe din lume. Veneția este principalul oraș al regiunii Veneto și al Italiei nord-orientale. Veneția este capitala provinciei cu același nume și numără aproximativ 250.000 locuitori. Întregul oraș și întreaga lagună au fost declarate în 1979 Patrimoniu al Umanității de către UNESCO. Astăzi, orașul Veneția este împărțit în 6 părți numite sestiere, cuprinzând 118 insule și 354 poduri. Piața San Marco poate fi considerată centrul centrului orașului, una dintre cele mai frumoase din lume. Aici se găsește Bazilica San Marco, Palatul Ducal și Campanila Bazilicii. Un alt simbol al orașului este podul Rialto, pe care se găsesc magazine. Orașul a fost clădit pe fundamente formate din milioane de piloni din lemn de esență tare, încastrați în stratele de roci de sub oraș. Veneția este bogată în biserici 124, de la stilul romanic până la baroc. Simbolul Veneției ca oraș și pe vremuri ca republică este Bazilica Sfântul Marcu, care a avut ridicat inițial în stil bizantin altarul pentru moaștele Sfântului Marcu Evanghelistul, cât și Biserica Palatului Ducal. De departe, cea mai renumită clădire din Veneția, Bazilica Sfântul Marcu, este o piesă de arhitectură sublimă care a trecut testul timpului de la crearea sa în 1092 și rămâne una dintre cele mai importante clădiri religioase din nordul Italiei și printre cele mai vizitate obiective turistice și locuri de vizitat din Veneția. Fiecare aspect al acestei biserici este fantastic, de la detaliile ornamentate, sculpturile și lucrările de artă ale fațadei din față, până la freșele frumos pictate și operele de artă bizantină din interiorul tavanului cu cupolă. Situată în piața San Marco, această bazilică este ușor accesibilă de pe canalul mare și este unul dintre cele mai cunoscute exemple ale arhitecturii bizantine italiene. Palatul Dogilor, una dintre cele mai renumite clădiri din Veneția, se află în piața San Marco și are vedere spre Canalul Mare. Acest palat ornat este pur și simplu uimitor, iar fațada prezintă un design frumos arcuit din piatră albă cu o serie de modele de diamante pe pereți. În interior, palatul este la fel de impresionant și există o serie de camere decorate care au toate detalii originale, mobilier și lucrări de artă. Veneția are aproximativ 175 de canale, cu o lungime totală de aproximativ 38 km. Principalele canale ale orașului sunt Marele Canal și Canalul Giudecca. Primul traversează orașul formând un S, iar al doilea separă centrul vechi de insula Giudecca. Alte puncte demne de reținut sunt insulele Murano, Burano, Torcello, Lido di Venezia și Pelestrina. Murano este poate cea mai frumoasă insulă din lagună, cu o tradiție importantă în prelucrarea artizanală a sticlei. Burano atrage repede atenția și prin casele viu colorate, fiind faimoasă și pentru broderiile sale. Torcello, considerată cea mai mică dintre insulele lagunare, are un trecut nobil, chiar dacă astăzi are câțiva zeci de locuitori. Frumoasa Veneția ar trebui vizitată fără doar și poate la pupa unui vaporaj cochet sau mai bine a unei gondole romantice. Între Paris și Veneția se duce anual o competiție pentru a câștiga atenția îndrăgostiților din toată lumea și totodată de a dobândi titlul de cel mai romantic oraș din lume. În Veneția, romantismul emană peste tot, de la străduțele pietruite atent din cele mai vechi timpuri până la canalele ce protejează granițele unui micuț stat din istoria lumii. În timpul Evului Mediu și al Renașterii italiene, Veneția a fost o fortăreață extrem de puternică și a servit ca un centru financiar și militar major.
În plus, a fost un loc care a cunoscut o mare dezvoltare culturală și artistică și a fost renumit în întreaga lume. Aspecte certe ale originii orașului nu sunt, cu toate că legenda locală acreditează ziua de 25 martie a anului 421 drept moment al întemeierii cetății. Se pare că Veneția s-a născut ca urmare a fluxului de refugiați care au abandonat câmpia Padana sub amenințarea invaziei Longobarde din nordul Italiei în anul 568. Astăzi, Veneția rămâne un centru economic important și este unul dintre cele mai populare orașe turistice din lume. Atracții precum Bazilica Sfântul Marcu și Canal Grande atrag anual milioane de vizitatori în acest mic grup de insule. Deși este doar un mic pod din Veneția, podul Suspinelor este una dintre cele mai vizitate structuri din oraș și este un reper istoric important. Legenda spune că, pe măsură ce criminalii erau luați din palat peste pod, ei aruncau ultima privire la Veneția și oftau, având în vedere pedeapsa cu închisoarea ce îi aștepta. Carnavalul de la Veneția este un festival anual sărbătorit în Veneția și unul dintre cele mai cunoscute din lume. Carnavalul se termină odată cu celebrarea creștină a Postului Mare, la 40 de zile înainte de Paște. Carnavalul de la Veneția este unul dintre cele mai cunoscute și spectaculoase festivaluri din lume, renumit pentru măștile sale elaborate și atmosfera sa unică. Carnavalul are o istorie îndelungată, prima atestare documentară datând din secolul al XI-lea. Festivalul a devenit extrem de popular în perioada Renașterii. Carnavalul permitea oamenilor să se deghizeze și să-și ascundă identitatea, ceea ce ducea la o inversare temporară a rolurilor sociale și la o atmosferă de libertate și egalitate. Elementul central al carnavalului îl reprezintă măștile. Acestea pot varia de la cele simple și clasice până la cele extrem de elaborate, decorate cu pene, pietre prețioase și alte ornamente. Printre cele mai cunoscute tipuri de măști se numără bauta, acoperă fața și gura permițând purtătorului să mănânce și să bea fără a o scoate, moreta, o mască ovală din catifea purtată doar de femei, și volto, o mască albă simplă, adesea purtată cu o mantie neagră. Oamenii poartă costume extravagante, inspirate din moda venețiană a secolului al XVIII-lea, precum și din alte epoci istorice și stiluri. Carnavalul include parade, baluri mascate, spectacole de stradă, concerte și diverse competiții, cum ar fi concursul de cea mai frumoasă mască. Carnavalul atrage turiști din întreaga lume, fiind o oportunitate unică de a experimenta cultura și tradițiile venețiene. Evenimentul are un impact economic semnificativ pentru oraș, aducând venituri considerabile din turism. După o perioadă de declin în secolul al XVIII-lea și interzicerea sa în timpul ocupației austriece și sub stăpânirea lui Mussolini, carnavalul a fost revigorat în anii 1970 și a redevenit unul dintre cele mai importante festivaluri culturale din lume. Carnavalul de la Veneția nu este doar o sărbătoare a măștilor și a costumelor, ci și o celebrare a creativității, tradiției și spiritului liber, capturând esența unică a acestui oraș fascinant.